Un incendiu devastator a avut loc sâmbătă după amiază în capitală. Cerul a fost acoperit de fum în sectorul Rășcani după ce acoperișul unui atelier de poligrafie a luat foc. Pompierii au intervenit cu 10 echipaje pentru a opri răspândirea flăcărilor. Din fericire, nimeni nu era în clădire și nu au fost înregistrate victime. Incendiul a izbucnit la o tipografie de pe strada Ferdeului. Pompierii au stins flăcările în aproximativ o oră. Potrivit purtătorului de cuvânt al IGSU, Liliana Pușcașu, a fost afectată o suprafață de 240 de metri pătrați. Ajunși, pompierii au stabilit că arde etajul 2 și suprafața acoperișului acestui atelier. Suprafața estimativă de ardere este de circa 240 metri pătrați. Anatolie Bodru lucrează în apropiere de tipografia care a ars. Bărbatul spune că a observat flăcările și a sunat la serviciul 112. Оказывается, что нет, со второго этажа там этот огонь пошел, и приехали пожарники, потом полицейские, мы вызывали через наших оперативников, и все. Și ceilalți oameni care muncesc în zonă spun că s-au speriat de fumul dens și au venit să vadă ce se întâmplă. Очень быстро загорелось. Слава Богу, что потушили. Потому что могло перекинуться и на эти здания, и туда могло перекинуться. И у нас тут цех тоже. Ну, страшно все, всегда пожар, это всегда страшно. Deocamdată nu se cunoaște nici cauza, nici valoarea pagubelor provocate de incendiu.